Camionul de Crăciun al voluntarilor din România și Germania a venit încărcat cu daruri și pentru copiii din localitatea Izverna, în ciuda dificultăților impuse de pandemie. Spectaculosul camion a ajuns în acest weekend, unde zeci de copii au primit darurile mult așteptate. Proiectul Camionul de Crăciun, desfășurat cu sprijinul reprezentanților Via Transilvanica și Geoparc Platoul Mehedinți, a ajuns în acest weekend și la copiii din nordul Mehedințiului. După ce a oprit la Obârșa, Cloșani și Mărășești, și-a continuat drumul până la Izverna. În frumoasa localitate de munte, zeci de elevi, atât școlari cât și preșcolari, au primit cadourile mult așteptate. Este binevenită, a fost și în anul trecut. Și pentru zona noastră, cum am spus și până acum, este oportună. Pachetele care au conținut alimente, dulciuri, jucării, rechizite, dar și produse de igienă au străbătut cale lungă până au ajuns și la micii mehedințeni. Copiii au fost încântați de darurile primite, adunându-se într-un număr foarte mare pentru a întâmpina camionul surpriză. Ești fericit că ai luat cadoul? Da. Cum au fost sărbătorile tale? Frumoase! Voluntarii au fost mulțumiți de faptul că au reușit să ofere o bucurie atât de mare micuților, în ciuda întârzierii impuse de pandemie. Micii mehedințeni speră ca și în anii următori camionul de Crăciun să ajungă și la ei, cu sau fără întârziere, întrucât darurile primite le aduce, fără doar și poate, fericirea pe chip.